Deșteptarea. Jocurile olimpice, Statele Unite, China, Japonia, nu? Cam așa arată primele trei locuri ale clasamentului de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Urmează Marea Britanie pe 4 și rușii sunt și ei pe un loc bun, locul 5. Noi suntem pe 46, ca să grăbim această prezentare. Suntem sub ceea ce speram, pentru că ce puțin cei de la CSR așteptau 8 medalii, dar România are o medalie de aur și 3 de argint. O medalie de aur la canotaj, una de argint la scrimă și încă 2 medalii de argint tot la canotaj. Chiar și cu o medalie, cred că eram după locul 15 în jos, așa. Da, da. Nu ești, îngrijorător este însă alt lucru, că între vecinii noștri, adică țări cu care ne putem compara, suntem la nivelul cel mai de jos, adică suntem sub Ungaria, Polonia, state din fostul bloc estic, să spunem așa, care au situații de dezvoltare similare. L-am prins la telefon pe Marian Ursescu, corespondent al Gazetei Sporturilor, șeful Departamentului Sporturi de la Gazetă, care se află încă în Japonia. Bună dimineața, Marian! Bună dimineața! Bună dimineața! O să știți că aveți un pic de răbdare, așa că ne aude de la distanță. Rezultatul acesta pe care voi l-ați văzut la fața locului, îl consideri mai curând dezamăgitor sau fix acolo unde trebuie? Noi făceam o predicție în Gazeta Sporturilor înainte de Jocurile Olimpice și predicția noastră era de 5 medalii. Nici măcar predicția noastră nu s-a adeverit, nu mai spunem de cea a Comitetului Olimpic și Sportiv Român de 8 medalii sau a Federațiilor Olimpice din România, care au prognosticat undeva între 14 și 19 medalii. Am auzit discuția voastră și spuneați că suntem sub statele vecine, sub Bulgaria, nu mai vorbim de Ungaria, care Ungaria este pe locul 15 în clasamentul pe medalii, sub Serbia, sub Kosovo, dacă vreți, pentru că România face sport pompieristic. În România nu mai există sporturile noastre de bază, sporturile în care aveam o tradiție, nu mai avem gimnastică, sunt țări precum Belgia și Israel care iau medalii la gimnastică, iar noi mergem la Jocurile Olimpice cu Marian Drăgulescu de 40 de ani și cu Larisa Iordache 25 de ani. Nu mai avem echipă, nu avem baze sportive, n-am avut niciodată, nu avem copii. Uite-mă. Și vrem la fiecare 4 ani ne aducem aminte că sportul românesc moare, dar pentru niciun guvern sportul nu a fost prioritate. Când ai stat de vorbă, pentru că voi ați stat cel mai mult de vorbă cu sportivii români de acolo, de ce s-au plâns ei, să zicem, în mod constant? Bine, acum a fost o situație specială, o situație pandemică, fără meciuri, fără pregătire, fără cu stat în cantonamente, fără sparing partneri, dar sportivii în general, sportivii care ajung în loturile naționale, se bucură de toate condițiile. Problema este că noi, din cei 101 sportivi care au participat, 104, dacă punem și rezervele de la fotbal, că au intrat și ele să joace, este cam tot ce avem noi în țară la ora actuală mai bun. Opresc așa o secundă, bine, pentru că avem o întrerupere. Japonia e departe. Nu știu dacă prin schimbarea poziției cumva rezolvăm treaba cred asta. Cred că e de pe multe linii, ca să zic. O să încercăm să refacem legătura, poate vom reuși. Cât vă mai spun eu ce s-a întâmplat, ieri a avut loc și festivitatea de închidere, una absolut spectaculoasă, și nu avem foarte multe amintiri de la această olimpiadă, poate momentul cel mai important al acestei olimpiade pentru noi a fost, de fapt, controversa stârnită de discuțiile dintre Ana Maria Popescu și ministrul sporturilor, Eduard Novak. Acesta, culmea, va și concura la olimpiadă, la Jocurile Paralimpice, și poate aduce el o medalie, cum i-a spus Ana Maria Popescu. Controversa s-a sfârșit, dar nu știu dacă are rezultate. Am refăcut legătura cu Marian Ursescu, corespondentul GSP, aflat în continuare la Tokyo. Da. Ne auzim acum, sper, mai bine, Marian.
Eu vă auzeam, nu știu, pare rău că s-a întrerupt, eu nu m-am mișcat din momentul în care... Te auzeai cu întreruperi. La telefon. Acum e totul ok. Acum când te uiți, ai văzut multe competiții, tu și colegii tăi ați relatat, culmea și asta spune ceva, pe lângă televiziunea publică, sunteți singurii jurnaliști români care au mers acolo și asta arată și cam care e interesul în România. E foarte mare diferența între România și restul țărilor din tot ceea ce ți-ai făcut o idee în discuții și... Mă rog, chiar și din ce ai văzut, ca pregătire, echipamente și așa mai departe. Ți-am spus, dacă îi luăm pe sportivii olimpici care intră în sat, între români și bulgari nu este nicio diferență, între români și unguri nu este nicio diferență. Problema este că noi la natație ducem 5 sportivi din 20 pe care îi avem mai răsărit în țară. Ungurii duc 20 de sportivi din 1000 pe care iau în Ungaria. Baza de selecție la noi este o problemă. De aici intervin toate marile probleme. Noi nu mai avem, uitați-vă, n-am avut un sport de echipă, exceptând fotbalul, care a revenit la Tokyo după 1964. Noi n-am avut nicio echipă calificată. Uitați-vă la Serbia. Serbia a câștigat 2 medalii la sporturile de echipă. Franța, nu mai vorbim, Statele Unite, nu ne comparăm cu țările astea, exact cum spuneam și voi, ne comparăm cu țările din vecinii noștri. România este a 10-a țară ca populație în Europa și a 28-a ca rezultate la Jocurile Olimpice. Cu ce amintire pleci, Marian Ursescu, personal? Pentru că de multe ori suntem impresionați, nu neapărat de succesul alor noștri, dar de ceea ce vedem acolo. Știu că voi scrieți, relatați, nu e timp de foarte multe emoții, dar tu personal, după experiența asta de 3 săptămâni, cu ce amintire pleci de acolo, de la Tokyo? Cu amintirea organizării ireproșabile a japonezilor. Nu fusesem până acum în Japonia, am fost la ediția din China, de asemenea organizată ireproșabil, dar ceea ce au făcut oamenii ăștia în condițiile speciale, în condițiile de pandemie, este ceva incredibil. Este un popor care nu ți-l imaginezi decât trăind printre acești oameni. Cât de organizat, cât de bine puși la punct, cât de sociabil. Este ceva incredibil. Asta va rămâne pentru totdeauna în minte. Ceea ce au putut să facă japonezii pentru buna organizare a Jocurilor Olimpice. Și rămâne acest spirit olimpic, această competiție planetară care, indiferent de ceea ce fac politicienii, de ce se schimbă în lumea asta, sportul rămâne un etalon orice ar fi. Îți mulțumim pe Marian Ursescu și echipa lui. Îi citiți în continuare în Gazeta Sporturilor cu concluziile de la aceste Jocuri Olimpice. Spor la treabă și mulțumim pentru relatări. Discuția asta nu se termină cu o speranță. Adică, vezi... Știm ce avem de făcut? Nu. E problemă. Nu. Și hai să recunoaștem că mai e o chestiune, că nu suntem în cea mai sportivă nație. Dincolo de faptul că nu avem ce ne trebuie, nici noi nu ne îngrămădim foarte tare. Deșteptarea